Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Iată-ne din nou la O viață nouă. Avem în fața noastră un invitat pe care abia aștept să vi-l prezint. Bine ați venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Haideți să spunem telespectatorilor cine e invitatul nostru. Cum vă numiți? Mă numesc Teglaș Alin Augustin și sunt subofițer în jandarmerie. Sunt căsătorit, am doi copilași, un băiat și o fată. Povestiți-ne ceva din copilăria dumneavoastră, din probabil cei mai frumoși ani pe care îi are fiecare om, întorcându-le în timp. Da, m-am născut în Cluj-Napoca și acum să vă spun sincer, copilăria mi-am petrecut-o în vacanțele de vară, de primăvară, la bunici. Îmi plăcea foarte mult să mă duc la țară. Îmi plăcea să... Unde? În ce localitate? În localitatea Puin. De acolo se trage tatăl Puieni? Meu. Puin. Puin. Ah, Puin. Puin. De acolo se trage tatăl meu. Îmi plăcea mult să mă duc la țară. Îmi plăcea mult să mă întâlnesc cu copiii de acolo. Să ne distrăm, să ne... Să vă jucați împreună. Jucăm, da. Și bunica mea e... Îmi aduc aminte cu mare plăcere de bunica mea, pentru că a avut grijă de mine foarte mult și de mic copil știu că părinții mă duceau în vacanțe acolo și îmi petreceam vacanțele la țară. Da. Și bunica mea avea... și bunici, și bunicul avea grijă de mine, a avut grijă de mine. Am înțeles că mai aveți o soră. Da, da. Și am o soră, mergeați împreună la bunici. Nu, nu. Ea frecventa dincolo la bunicii din partea mamei. Ea îi plăcea acolo, s-a obișnuit și s-a dus acolo. Mai venea și la bunicii din Puin, dar prea puțin, mai rar. Mi-a rămas întipărită în minte bunica mea pentru faptul că era abovnică în credința ei, în religia ei și de mic copil mă ducea la biserică și țin minte că mergeam în pelerinaje la mănăstire, la Nicula cu ea. Mergeam, porneam de acasă, aveam de parcurs vreo câțiva kilometri buni de la acasă până la mănăstire și în plus că aveam de urcat și un deal, trebuia să trecem printr-o pădure și era o adevărată aventură când mergeam în pelerinaj. Și am rămas așa impresionat și de ceea ce vedeam acolo, de rugăciuni, în sensul acum cum se făcea la... Slujbele respective. Și crescând așa, mi-am petrecut copilăria. Bun, acum am fost și la școală care o frecventam în Cluj-Napoca și mergeam după aceea în vacanțe, mergeam la ei acolo. Acum eu vreau să rămân cu impresia asta pentru că o impresie bună aveam despre bunicii mei, pentru că m-au ajutat foarte mult, m-au crescut, m-au înțeles, mai făceam și eu trăznăi ca și orice copil. Bunicul era un pic mai dur trecea și mă disciplina cu oarecare blândețe de bunic și... Bunica, în schimb, ea era întotdeauna, mă înțelegea mai puțin seara când veneam acasă și depășeam o anumită oră, mă certa că de ce am stat atâta. Am rămas așa în minte cu bunicii mei, dar ce m-a marcat cel mai mult a fost decesul bunicului meu, care... Atunci am realizat că viața unui om, ce a fost înainte de a muri și ce este momentul când moare, efectiv, în groapă și dincolo de mormânt
Oare ce-o fi? Oare ce-o fi? Am rămas cu gândul acesta. Cu o mare întrebare, nu? Da, cu o mare întrebare. Am înțeles că ați fost chiar de față când bunicul a decedat. Erați la țară. Da, eram la țară, în vacanță de vară și bunicul a simțit sfârșitul, că se apropie sfârșitul și m-a rugat pe mine și pe bunica să-l scoatem afară cu o pătură, să-l punem sub un pom. Era frumos, era verde și l-a vrut să mai arunce o privire la să vadă lumea asta. Înainte de plecare. Înainte de plecare. Și simțind lucrul acesta, bunica m-a trimis la un vecin, să-l chemăm să ne ajute cu el. Să-l ducem în casă, înapoi și pe când am venit înapoi nu mai era bunicul în viață, decedase. Și vreau să vă spun că atunci am rămas un pic marcat, trebuie să vin la Cluj, atunci a fost prima dată când am venit cu un mijloc de transport de la țară la Cluj, eram copil, atunci a fost prima dată când am venit și eu, că până atunci veneau părinții, mă aduceau. Și m-am descurcat să-i anunț pe părinți că decedase bunicul și... Rugându-vă să vorbiți despre copilărie, mi-ați povestit despre bunici. Asta înseamnă că v-au marcat viața în mod special. Da, da. Având în vedere că am petrecut o perioadă din viața acolo, da. Și acum mă gândesc la ei că oare unde or fi. Ați plecat și mă leg oarecum de ceea ce dumneavoastră spuneați că ați pus o întrebare la care n-ați găsit răspuns, oare unde s-o fi dus bunicul? Și mai departe, pentru că plecăm de aici, aici probabil e un început de poveste. Da. Întrebarea aceasta a persistat în mintea mea și de multe ori când eram singur în cameră și mă gândeam, venea gândul acesta în minte, că ce se întâmplă după mormânt, în viața, după viața unui om care și-o petrece, nu știu câți ani, o perioadă de timp și după aceea moare și se duce. Mă măcina într-un fel, mă măcina acest gând și persista în mintea mea. Da, la biserica unde ați fost, ortodoxă, unde erau slujbe, nu era, după câte știu, destul de explicit lucrul ăsta, că există un rai, că există un iad. Da, acum direct de acolo nu am aflat lucrul ăsta, pentru că eram copil. Acum eu eram impresionat când intram înăuntru și vedeam picturile pe pereți și vedeam, ascultam și slujba și eram atent la slujbă și îmi plăcea ultima parte a slujbei în care se predica din Evanghelie. Într-adevăr, puțin timp, câteva minute erau alocate pentru predică. Dar am rămas cu acest gând, că ce se va întâmpla, acestea persista în mintea mea, în mintea unui copil, era gândul acesta. Acum, din slujbă, nu înțelegeam eu mare lucru la vârsta aia. Probabil, cum am început să cresc și am început să văd, dar n-a mai fost interesul acela ca să mă duc la biserică. Poate din ani în Paști, mergeam rare ori, foarte, foarte puțin, intram la catedrala din Cluj, intram, spuneam o rugăciune, aprindeam niște lumânări, cum știam eu că trebuie să fac în religia noastră. Și, dar atâta, îndeplineam o simplă formalitate. Era ceva de pe buze numai, atât. N-am simțit altceva. Presupun că odată cu adolescența ați intrat în anturaje de tineri care mă îndoiesc că erau mari iubitori de biserică, probabil ați intrat în gașca lor, nu? Da, păi acum frecventând școala acolo, petrecându-mi cea mai mare
perioadă din timpul unei zile la școală, când eram la școală, eram cu colegii mei de clasă și da, acum fiecare copil, măsura în care a fost dus de către părinți, de către bunici la biserică, dar nu se menționa prea mult despre Dumnezeu, nu aveam noi gândurile alea, poate le aveam noi și ne le păstream pentru noi, când eram singuri și ne gândeam, dar nu erau discuții publice pe tema asta. Nu erau discuții, nu. Bun, ce ați mai făcut în viață? Elev? Elev, da, am terminat liceul. Armata, nu? Da, după aceea a urmat imediat armata și armata, vreau să vă spun că am făcut-o în jandarmerie și perioada făcând-o în Zalău și restul armatei în Cluj, la brigada, atunci era brigada, așa se numea. Vreau să vă spun că în această perioadă a fost o perioadă în care am trecut de la o viață în care n-am fost sub ordine, n-am fost sub... Ați trăit liber, da, ați făcut ce ați vrut. Da, exact. Am trecut la o viață în care totul mi se ordona. Era o disciplină. Era o disciplină la care trebuia să mă supun și, bineînțeles, până când m-am acomodat, până m-am adaptat, a trecut un pic de timp. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu m-a ajutat să trec și pe acolo și m-a ajutat, m-a și călit puțin, vreau să spun, perioada aceea. Am devenit un bărbat, în adevăratul sens al cuvântului. Păi, făceați acolo și inclusiv gimnastică, făceam, sport. Da, făceam instrucție de front, pregătire, dimineața trezire la o oră stabilită, micul dejun. Da. Deci era o viață de dimineață până seara pe ore. Ordonată. Așa, ordonată. Și asta oarecum m-a pregătit pentru ce avea să urmeze în viața mea. Adică îmi plăcea foarte mult, îmi plăcea armata. Știind acum și tata fiind pensionar, a ieșit în pensie tot din armată, din jandarmerie. Și acum oarecum mi-a rămas așa impresia asta, haina militară. Bun, acum tata era și un pic mai așa disciplinat, era dur, era în sensul bun al cuvântului că vrea să facă din mine un bărbat și vrea să facă un copil care să fie ascultător. Să fiu ascultător, să nu fac de rușine și ținea foarte mult la imaginea asta de familie. Și vreau să vă spun că cumva armata m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În anul 2000 m-am angajat la jandarmerie și acolo s-a schimbat un pic situația pentru că am intrat într-un anturaj în care era duritatea scoasă la iveală, la suprafață. Bărbații între ei, unde sensibilitatea nu prea așa avea locul. Și atunci trebuia să mă adaptez iarăși la altă perioadă a vieții în care nu trebuia să mă las mai prejos ca și alții. Trebuia să mă includ în anturajul lor, să fac ce fac ei, să vorbesc cum vorbesc ei, să fiu ceea ce îs ei. Și pentru că am văzut un model în care... Care se impunea. Care se impunea, da. Și mai ales că se mergea în misiuni și trebuia să fim ferm pe poziție, să fim bărbați și să nu dăm înapoi niciodată. Și aveau multe așteptări de la noi. Ofițerii, lumea din afară, societatea omenească. Și atunci trebuia să avem o prestanță, trebuia să avem o dicție, o coerență în ceea ce vorbeam, când vorbeam, prin modul în cum ne adresam, cum în misiunile care le făceam, pentru că eram în contact cu cetățeanul. Și normal că acum eu
M-am încadrat foarte repede în sistem. În sistem, da. Nu după mult timp am cunoscut-o pe soția mea la un chef de al o verișoare de-a mea, la un majorat, mai bine zis, am cunoscut-o pe ea. Și ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere, a început să ne căutăm, a început o relație între noi și ca urmare în anul 2003 am încheiat legământul căsătoriei împreună. Deci ne-am cununat la starea civilă, am făcut nuntă și... Și ea era ortodoxă, nu? Da, și ea era ortodoxă. Mai departe, viața se derula, serviciu, acasă, mai ieșeam, mai mergeam la țară, mergeam în locuri programate, stabilite, mergeam la iarbă verde, ieșeam... Am început singur sau cu prieteni? Cu prietenii. Vreau să vă spun că am un fin la jandarmerie, deci pe care l-am cununat noi când eram ortodox și ne întâlneam de foarte multe ori cu ei, ieșeam la iarbă verde, discutam, vorbeam și acum asta e în mare parte. Până în momentul în care am avut acea întâlnire cu Dumnezeu. Așa se derula viața și eu credeam că mă duc pe un drum normal. Adică mă uitam la lume. Ce era în viața aia? Da. Ce era în viața aia? Să înțeleg, exact. Erau chefuri, era băutură, alcool, adică fumat. Erau câteva vicii, da, ca să zic așa. Erau vicii care le-am cules, să zic așa, din... Și care făceau parte din copilărie, normalitate. Pot să zic, da, mă uitam la societatea omenească, mă uitam la un om, mă uitam la anturajele în care mă mișcam eu și cu soția, cu familia. Și am văzut că așa se derulează viața unui om. Astea erau valorile. Astea erau valorile și principiile oamenilor. Și vreau să vă spun că această dorință de a mă face ori jandarm, ori polițist, a fost de mic copil, de mic copil. Și Dumnezeu mi-a îndeplinit și visul acesta. Și îi dau slavă Lui pentru treaba aceasta, pentru că mi-a creat cadrul, mi-a pregătit viața și vreau să vă spun că și atunci când nu-L cunoșteam și nu-I cunoșteam cuvântul Lui, El avea un plan. El avea un plan cu mine și era cu mine. Și, mă proteja, mă ocrotea și abia acum mi-am dat seama după ce m-am pocăit, că de fapt și atunci bine că El a ales un mod în care să fie un impact asupra minții mele, asupra trupului meu, asupra duhului meu, asupra ceea ce eram eu ca ființă și sunt ca ființă, a ales un mod în care să mă zdruncine puțin pentru că eram prea ancorat în viața aceea. Eram prea ancorat și eu nu mă vedeam să... Bine că El mi-a mai scos în cale oameni care slujau pe El și îmi spuneau să mă pocăiesc, dar eu le spuneam că o să am timp la bătrânețe. Ce spuneați? Îmi trăiesc o viață normală, ca și alții? Da, n-am dat în cap? Nu? Da, dar mă credeam un om moral și un om cu principii și doar eram în jandarmerie și nu oricine poate nu ajunge acolo sau trebuia o școală sau știu... Trebuia să ai o viață frumoasă, normală, nu trebuia să ai cazier, nu trebuia să ai antecedente penale și... Deci oameni atât, model. Da, da. Și atât tu ca și angajat acolo, cât și părinții și neamul tău. Da, dar atunci, viața de acasă? Acolo era o problemă. Viața de acasă am ajuns într-un moment când... Bineînțeles că au apărut discuții în contradictoriu între mine și soția mea. Erau cu părinții mei de multe ori erau discuții în faptul că la noi în casă erau chefuri.
și distracții până noaptea târziu. Și am avut reclamații din partea vecinei cu care eram casa noastră lipită spate în spate. Și am avut reclamații și mă suna la un moment dat, nu mă mai suna pe mine, că îl suna pe tata și îi spunea: domnul Teglaș, copilul dumneavoastră face chef, iară e distracție acolo, e târziu, am vrea avem, să ne odihnim și noi. Avem decibeli mulți? Da, da, erau decibeli, mai ales că avem niște boxe imense. Și cumva așa se derula... Am înțeles că ați avut chiar sesizări la serviciu. Am avut o sesizare, am avut o reclamație din partea ei și mi-a spus că dacă nu se rezolvă la nivel local, o să meargă mai departe la eșalonul superior, la București. Și cumva am prins așa o, nu știu dacă e potrivit cuvântul ură, dar nu înțelegeam de ce tocmai eu, că doar mai sunt și alții care fac chefuri și se mai auzeau și de ce nu mă înțelege pe mine lumea. Și ei, dar acum stând așa și gândindu-mă ce se întâmpla atunci și gălăgia care era și orele târzii care se petreceau lucrurile acelea. Că n-ați vrea să aveți un vecin ca dumneavoastră, nu? Nu, niciun caz. Niciun caz. Sper să mă ferească Domnul de... Eu cum spun din postura aceasta, dar atunci numai vecinii știau. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu mustrare din partea comandantului. Și am trecut și peste acele momente urâte și nu prea plăcute. Nu mi-aduc aminte cu bucurie de... Da, acum haideți să vedem care a fost momentul în care ați început să vă gândiți mai mult la Dumnezeu. Ați rămas cu întrebarea, oare unde merge omul? Dar haideți să facem un pas mai departe. Ați găsit răspunsul? Cum ați început să dați de el? Mergeam la socrii mei în localitatea Parva, la socru, de acolo se trage el. Acolo a copilărit și a crescut. Localitatea Parva, județul Bistrița, Năsăud. Și când mergeam la neamuri acolo, ne cazam la o soră de-a lui, care e pocăită. Toți frații lui, care sunt acum în viață, sunt pocăiți. Și ne cazam la o soră de-a lui. Și bineînțeles că printre alte discuții am primit și invitații din partea dânsei, ca a surorii, socrul meu, să mergem cu ea la biserică. Ea era pocăită și la primele invitații spuneam: mătușă, nu-i momentul acum, suntem tineri, avem viața noastră, vrem să ne-o trăim. Și mai ales că bărbatul ei nu era atunci pocăit, acum s-a pocăit și el, era un om de viață, glumeț, distractiv, era întinsă masa când mergeam întotdeauna acolo, avea ce pune pe masă. Și solid și lichid, nu? Exact. Și nu ne gândeam noi la pocăință sau la... Ei, dar vreau să vă spun că o trecut ceva timp, o trecut câțiva ani, așa, și odată am avut gândul acesta. Bine, soția mea, ea a mai fost, pentru că a copilărit acolo cu ei, în familie de pocăiți, bunici, și bunica o ducea la biserică, mergea. Acum, în ce măsură înțelegea cât era micuță, nu știu. Dar era familiarizată cu mediul ăsta creștin. Și i-am spus lui Ioana, hai să acceptăm odată o invitație din partea mătușei, să mergem și noi acolo la biserică, la pocăiți. Cred că vă era și jenă că de fiecare dată spuneați nu. Da, acum nu mă măcina prea mult gândul acesta, dar curiozitatea. Că oare cum or fi la pocăiți? Deși când eram tânăr, când eram copil, mai auzeam așa discuții de pocăiți, dar nu erau plăcute. Deci n-ați intrat niciodată, da, într-o biserică? N-am intrat niciodată. Neoprotestantă. Dar se auzea tot lucruri care nu făcea mare plăcere despre pocăiți. Și am zis, eu fiind curios, fiind un om
puternic, în sensul că nu mi-era frică de ce se va întâmpla, de consecințele sau știu eu. Eram și curios. Curiozitatea întotdeauna mă ducea în domenii care nu erau plăcute Domnului și curiozitatea asta mă măcina și atunci am vrut să văd și lucrul ăsta, din curiozitate. Circula o vorbă că, mai să nu te duci la pocăiți, că nu știu ce fac ăia, că rămâi acolo. Deci nu erați speriat de... Nu eram speriat. Numai nu eram pregătit. Nu eram pregătit pentru că eu îmi vedeam de viață, îmi vedeam de anturajul în care eram și anturajul de așa natură era că nu prea era creștinesc. Așa. Și atunci i-am spus soției mele, Ioana, mergem. Ioana, o să mergem odată. Când o să mai mergem la mătușa la Parva și o să ne invite, poate că nici nu o să trebuiască să ne invite, că o să mergem noi. Și a trecut ceva timp. A trecut și urma să mergem la Parva și ne-am pregătit haine, pentru că noi nu mergeam cu haine de biserică. Ne-am pus haine de acasă și ne-am pregătit într-un fel. Numai că, vedeți, gândul acesta și vorbele acestea le-a interceptat și Satana. Și atunci el și-a pus în mișcare armata, ca să zic așa, ca să nu ajungem. Și bineînțeles ne-a creat cadrul ca să nu fim pregătiți dimineața. Seara s-a făcut o masă acolo, grătare, băutură, țigări, așa, chef, în adevăratul sens al cuvântului. Lucru care vă plăcea. Lucru, bineînțeles. Și atunci mătușa, când a văzut seara că eram în starea care eram așa de euforie, nu ne-a mai lansat invitația. Dar dimineață, aici vreau să spun că a fost cumva o minune din partea Domnului, pentru că dimineața, a doua zi, vă dați seama, eram mahmur după o seară de chef și cine mai avea chef să se ridice din pat sau știu eu să... Dar vreau să vă spun că atunci dimineața am auzit-o pe mătușa mea când a spus că cine vine cu mine la biserică. Și eu de acolo, ca un fulg, efectiv m-am ridicat de pe perină. Mi-a ridicat capul de pe perină, m-am ridicat din pat și am zis că eu. Și când a auzit soția că eu, ea și ea un pic mirată, n-a mai pus multe întrebări și ne-am echipat și ne-am dus. Am ajuns la biserică și am observat că venea foarte multă lume la biserică, la pocăiți acolo. Eu nu eram, zic, mă, pocăiți or fi, dar vor fi puțini aia care... Și eu întotdeauna mi le imaginam pe un pocăit că zdremțuros îmbrăcat, cu o Biblie la subsoară și strigând, pocăiți-vă că părăția cerului aproape. Așa mi-l imaginam eu pe un pocăit. Și mai atunci, în perioada, era și filmele acelea cu Iisus din Nazaret. Au rămas așa cum a impregnat în mintea mea. Cuvântul pocăință, ce înseamnă pocăință și pocăință. Și atunci eu așa mi-l imaginam pe omul care era pocăit, cu o Biblie sub braț, îmbrăcat mai modest și strigând pocăiță sau spunându-ne să ne pocăim că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și cum a fost? Și am intrat înăuntru, în biserică, m-am uitat așa un pic, m-am orientat la fața locului ce fac oamenii respectivi și am văzut că se pun în genunchi, spun rugăciunea de că a ajutat Dumnezeu să ajungă acolo. Ulterior am aflat, am spus și eu rugăciunea Tatăl nostru, după care m-am așezat. Și vreau să vă spun că a început serviciul divin. A urmat să meargă la învon un frate care trebuia să ne dea îndemnul pentru rugăciunea care ne avea, care ne stătea în față. Și vreau să vă spun că în momentul când el predica, plângea, îi curgeau lacrime pe față. Și asta m-a impresionat foarte mult pe mine și am început efectiv și eu instantaneu să plâng, să-mi curgă lacrime pe față. În momentele acelea, s-a terminat îndemnul la rugăciune și am început să ne rugăm. I-am spus rugăciunea Tatăl nostru pentru că asta am spus, o știam,
Mai știam și celelalte rugăciuni care se spuneau la Născătoarea de Dumnezeu, Ungerașul, Crezul nu știam tot, dar știam din el. Și după ce am terminat rugăciunea Tatăl nostru de zis, am stat așa și m-am uitat un pic și am văzut că ei nu s-au oprit, oamenii din rugăciune, oamenii aceia, acum sunt frații mei, pot să le spun că sunt frații mei. Și am stat și să ascult ce zic și am văzut cum plângeau, cum își mărturiseau păcatele, cu voce tare, cum strigau către Dumnezeu să ajute. Acum, vedeți dumneavoastră, sunt probleme familii diferite, probleme diferite, în care fiecare spuneau, își vărsa focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Necazuri, boli și am rămas așa impresionat, foarte impresionat. Și atunci m-am văzut cel mai păcătos om din locul acela. Am început să plâng, am plâns, era un plâns pe care nu puteam controla. Pe școala v-a realizat că să fiți tari ofițerii, n-aveți voie să plângeți, n-aveți voie să fiți prea sensibili. Viața, da, era una dură și trebuia și totuși, să rămânem pe poziție și să nu ne afișăm prea multe sensibilități. Și totuși atunci, în momentele acelea, se întâmpla acel lucru, plângeam, dar nu știam de ce, din ce cauză, care era cauza. Dar în mintea mea se perindau tot felul de scene din viața mea, scene pe care eu nu le consideram a fi păcătoase sau, știu eu, Vinovate. Eu mă credeam moral, mă credeam că eu n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât, n-am strigat familia nimănui, că am mai băut și eu un pahar, că mă distram și eu cu prietenii, cu așa, anturajul în care eram, mai fumam o țigară, mai, da, mai mințeam, mai poate înjuram. No, era la ordinea zilei, pentru că altfel nu făceai, nu era integrat în sistem, și în gașcă. Și atunci am început să plâng și vreau să vă spun că în acele 3 ore de program am plâns, cred că mai mult decât am plâns toată viața mea, bine, exceptând momentele copilăriei, când eram bebeluș și copil și no, că mai mă disciplina tata sau bunicii. Și vreau să vă spun că, bine, acum perioada aceea de 3 ore a fost o cercetare pentru mine. Ulterior am aflat și citind Biblia am văzut că de fapt mă cerceta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eram sub cercetarea lui intensă. Cu ce gând ați plecat din biserică? Mă conștientiza de păcatele care le aveam, mă conștientiza că eram un păcătos, că eram un om murdar, că aveam nevoie de un salvator, de un mântuitor, de o eliberare. Eram apăsat, era o povară care apăsa pe mine și în sufletul meu. Și Dumnezeu deja lucra în viața mea, cu o intensitate la care eu nu m-am așteptat și nici măcar n-am știut că e de... Dar asta a fost pe moment și n-am știut să-mi explic lucrurile acelea. Bun, când am ieșit și s-a terminat programul, am ieșit în curte și mi-aduc aminte pe mătușa mea care m-a întrebat, zice, Aline, cum te-ai simțit? Cum a fost? Eu acum din bun simț i-am spus că frumos, dar numai eu știam că ce era mintea mea. Pentru că mintea mea se născuse deja în multe întrebări, din care una persista cel mai mult, că ce se va întâmpla cu sufletul meu după ce mor. Pentru că eu nu eram pregătit de moarte. Deci atunci, în ziua aceea, 6 mai 2012, a fost o zi de cotitură în viața mea, în care Dumnezeu alesese să intervină într-un mod în care... m-a făcut să mă conștient că eram un păcătos, cu adevărat. Da. De fapt, întrebarea asta ați mai avut-o atunci când l-ați văzut pe bunicul mort. Exact. Ce se va întâmpla cu mine exact după ce mor? Exact. Și ca să merg mai departe, am rămas predica, deci n-am uitat-o, predica care a spus-o fratele atunci,
era vorba despre Daniel din Vechiul Testament cu cei trei prieteni a lui când a fost aruncat în cuptor cu foc și acolo lângă ei mai apăruse încă o persoană pe care Nebucadnețar o văzuse și a spus că cum, noi n-am aruncat trei în foc, acum de ce vedem patru? Și era Îngerul Domnului, era cu ei acolo în cuptor. Și mi-a rămas în minte predica aceea și pe fratele acela cum plângea eu. Până atunci, în momentul acela, n-am văzut pe cineva care să predice pe lăcrimând. Deci acolo în biserică am văzut sinceritatea, dedicarea și loialitatea fiecărui membru din biserică care avea față de Dumnezeu. Începând de la cel mai mic copilaș până la cel mai vârstă, în cor. Vreau să vă spun că în cor, când au cântat cântările acelea frumoase, vocile lor mi se păreau că aud vocile unor îngeri. În tot ceea ce făceau ei acolo, prin predică, prin cântare, prin poezie, prin tot ceea ce s-a făcut acolo, am văzut o slujire cu toată ființa lor, cu tot trupul, sufletul și duhul lor. Am mai impresionat foarte mult și am rămas, deși n-am ținut prea mult capul sus, pentru că țineam capul jos, nu puteam să-i privesc, n-aveam curaj să-i privesc, pentru că eu îi consideram ca niște sfinți, pentru că ei aveau ceva ce eu n-aveam. Și vedeam și observam lucrul acesta la ei. Cât a durat efectul a ceea ce ați trăit acolo? Vreau să vă spun că când am mers spre casă, deci a rămas întrebările acestea, mă frământau, eram răvășit. Eram răvășit, dar în adevăratul sens, adică în cel mai bun sens al cuvântului, pentru că era o cercetare a Domnului și a durat. Vreau să vă spun că a durat după ce am venit și la Cluj, m-am mai gândit la lucrul acela, o perioadă de timp, după aceea am uitat. Dar Dumnezeu, având planul acela cu mine, mi-a readus iarăși în cale un om care ne-a oferit o invitație. După o perioadă de o lună și jumătate, ne-a oferit o invitație să mergem la o evangelizare care avea loc în localitatea Șardu, județul Cluj, unde urma să vină grupul Speranța cu fratele Gabriel Zegreanu. Și invitația aceasta ne-a oferit-o fratele nașului nostru de cununie. Și a spus, de fapt, i-a oferit invitația lui nașul, dar nașul ne-a spus și nouă, uite, m-a chemat Grigore, că așa-l cheamă pe fratele, Grigore m-a chemat la evangelizare, nu vreți să vin și voi? Măi, zice soția și noi, i-am zis că venim, da, am zis că venim. Dar vreau să vă spun că Satana, nestând și nici făcându, de data asta nu era nici de data liber aceasta, Satana. Exact, nu și-a luat liber, a început să lucreze și el, să-și facă treaba care are. Și cu seara precedentă zilei în care trebuia să mergem la evangelizare, am intrat de servici și am ieșit dimineața puțin obosit și zic lui Ioana, eu nu mă mai duc la evangelizare că sunt obosit și vreau să dorm. Să nu dorm acolo. Și Ioana a zis, Aline, dacă am primit invitația aceea, trebuie să ne onorăm și să mergem pentru că le-am promis la oameni și trebuie să ne ținem de cuvânt. Și atunci am zis, da, după multe insistențe de ale ei, am dat curs. Am ajuns acolo, în Șardu, în localitate și am rămas surprins pentru că era o mulțime de oameni acolo. Unde? Era pe terenul de fotbal de acolo din localitate. Foarte mulți s-au scos bănci afară și era și o scenă amplasată acolo din partea celor de la grupul Speranța și a început predica. A început să predice. Nu vreau să înalț vreun nume al vreunui om, pentru că singurul nume care merită să fie înălțat este numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar Dumnezeu lucra și prin fratele acela, prin cum predica, ce a predicat. M-a mișcat iarăși din nou Dumnezeu. Iarăși a venit acea stare care o simțisem în biserică, în Parva. Și vreau să vă spun că iarăși din nou eu mândru și orgolios și puternic
Am vrut să mă stăpânesc, să nu mă fac de rușine plângând acolo. Dar am izbucnit efectiv în plâns. Efectiv mi-au zburat lacrimile din ochi. Eu mă stăpâneam și vreau să nu plâng, dar nu poți în fața Duhului Sfânt decât să plângi și să te căiești. Și a fost o cercetare intensă și tot în aceeași mod mintea mea se perindeau scene care nu erau prea plăcute din viața mea și Dumnezeu mi le scotea la rampă și mi-a arătat de fapt că ceea ce trăisem eu și știam că e ceva normal să fac, de data aceasta eu le vedeam ceva lucruri murdare și de care a început să-mi fie scârbă și rușine de acele momente din viața mea. Vreau să vă spun că s-a terminat, ne-am suit în mașină și iarăși gândurile, întrebările, deja acumulasem, era a doua predică, deja eram poate curios să văd, să încep să citesc Biblia, să-mi procur o Biblie, să citesc din ea, să văd... Să aflu mai mult despre Domnul Iisus Hristos, pentru că s-a predicat foarte mult despre El acolo. Despre numele acesta, Domnul Iisus Hristos și ceea ce făcuse El pentru noi și cine era Domnul Iisus Hristos și ce putere avea El, pentru că în biserica care am fost tradițională nu se predica prea mult sau dacă se predica prea puțin și erau alte teme. Și atunci a rămas așa, că vreau să aflu cât mai mult despre Domnul Iisus Hristos. Mi-am cumpărat o Biblie, am început să citesc cu soția, am citit cu fratele acesta care ne oferise invitația să venim la biserică. El era membru pe Carpați și ne-a oferit invitația să venim cu ei, să mergem acolo. Și am mers și ne-a plăcut și am zis că mai mergem. Dar eu ziceam că mai mergem poate după următoarele două, trei duminici la biserică. Nu mi-am închipuit eu că o să prind o dragoste de Dumnezeu și o să mă îndrăgostesc de El că după ce ieșeam de la servici, efectiv mă gândeam oare unde. Astăzi pe lunea pe Barbuse, marțea pe Carpați, miercurea în altă parte, joia pe Carpați, vinerea pe Barbuse sau știu eu. Știam, deja aveam un program și abia după ce ieșeam de la serviciu, abia țâșneam direct la biserică. Și am început să mă îndrăgostesc de Dumnezeu. Era acea iubire din tâi, dragostea din tâi. Și Dumnezeu mă copleșise cu dragostea Lui. Am început să mă duc cu fratele respectiv și în biserică care venea să făceau chemări de către slujitorii de acolo, că cine dorește să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-L primească ca Domn și Mântuitor în viața Lui. Vroiam și eu să dau curs acelor chemări și vreau să ridic mâna sus, vreau să ridic brațele în sus și să strig Aleluia, da, Doamne Iisuse, vreau să Te primesc în viața mea, vreau să fii Mântuitorul meu, să fii Dumnezeul meu, să fii clăuzirea mea în viață. Atâtea aveam să-i spun lui Dumnezeu și în momentele acelea, dar parcă ceva mă ținea de acest scaun, de acea bancă. Și după ce s-a terminat și am ieșit afară, am spus fratelui, zic, uite Grigore, am vrut să dau și eu curs acelei chemări și n-am putut. N-am putut pentru că și am început să-i detaliez fratelui și am spus, după ce m-am dus acasă și am stat așa, zic, Doamne, îți promit că la următoarea chemare și mi-am promis însumi mie, zic, voi da curs și voi și în față sau voi, mă voi ridica sus, te voi mărturisi, voi spune bisericii întregi că vreau să te urmez, că vreau să fii Domnul și Mântuitorul meu și vreau să mă eliberez, să ridici toate poverile și bagajele și sacinile care le-am acumulat pe perioada a celor 35 de ani în care am umblat fără tine și n-am știut de tine numai așa vag, foarte puțin. După cât timp s-a întâmplat asta să reușiți să veniți în față? Deci asta a urmat o perioadă de stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt la noi în biserică, pe Carpați. Dar cred că a fost de ordinul zilelor, hai să zic, săptămânilor, câtorva săptămâni, două săptămâni, nu mai știu exact.
dar foarte, în scurtă vreme s-a întâmplat asta. Și vreau să vă spun că la chemarea fratelui păstor din biserică, că cine dorește să iasă în față, cine dorește ca să stăruiască pentru, în rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt, eu încă nu încheasem legământ în apa botezului cu Domnul. Exact, exact. Și n-am mai stat pe gânduri. Am ieșit m-am ridicat frumos, am avut puterea aceea și Dumnezeu îmi deschisese toate, să zic așa, tot drumul aveam în față, până lângă Amvon și acolo lângă alți frați am început să ne rugăm. Și acolo l-am și primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și mi-am predat inima și viața în brațele Lui. La cât timp ați făcut și botezul în apă? Imediat în 28 aprilie 2013. Deci la niciun an după prima intrare într-o biserică de pocăiți a mea. Care a fost reacția soției? Reacția soției cumva se aștepta și vrea poate de mult timp, dar n-a avut cui să spună, pentru că eu eram integrat în sistemul acela și erau distracții, deci diavolul mă înlănțuise acolo și în lumea aceasta, vedeți că ofertele și provocările și tentațiile lumii sunt la ordinea zilei. Spuneți-ne părinții. Părinții... Ce reacție au avut? Acum tata, el, având în vedere că a fost subofițer în jandarmerie, el, pe vremea comunismului, chiar reacția asta a avut-o față de mine. Zice, tu pocăit cum? Păi nu-i compatibilă meseria ta cu pocăința, pentru că eu știu că un militar nu se poate pocăi și nu te are voie. Afară, nu? Și te dă afară. Și zic, tata, asta era pe vremea ta, acum poți, pentru că ai toată libertatea, ai libertatea de exprimare, libertatea de... Deci poți să ai libertatea de alege. Deci nu s-a împotrivit decât era teamă. Acum, pentru... împotrivire, ce pot să spun? Bine, a fost discuții de genul că de ce trebuie să te muți de la ortodox și la dincolo. Nu poți să te pocăiești acolo. Și zic, ba da, pot să mă pocăiești acolo, dar acolo dogma, doctrina în sine nu-i conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi sunt multe lucruri care se petrec acolo și se fac și nu sunt conforme cu cuvântul lui Dumnezeu. Ori pocăința înseamnă, nu înseamnă să schimbi o religie, înseamnă să schimbi stăpânul. Stăpânul, înainte l-aveai pe satana, pentru că lucrurile acelea care le făceam îi plăcea lui satana. Acum, de data aceasta, eu vreau să fac lucrurile care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu și să fac voia lui Dumnezeu. Și am acum aici aș vrea să fac o precizare, să nu creadă cineva că cultul ortodox l-are ca și Dumnezeu pe satana. Nu, departe gândul de la mine. Nu, dacă nu, dar s-ar putea ca cineva acesta, să nu înțeleagă. Da, nu, departe gândul, departe gândul acesta de mine. Dar vreau să vă spun că oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, care merg o dată sau de două ori pe an la biserică sau merg numai din ani în Paști, sau n-au o relație apropiată cu Dumnezeu, sau îndeplinesc doar simple ritualuri sau simple formalități și rugăciunea când o spun numai, n-au, acești oameni religioși, ritual, adică care îndeplinesc niște ritualuri. Da. Deci nu vreau să atac biserica, nici departe gândul acesta de la mine, dar vreau să spun că pocăindu-te, tu trebuie să ieși din locul unde nu se face conform cuvântului Dumnezeu. Adică să fac niște lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, care sunt o urăciune. Deci în primul rând cuvântul pocăință înseamnă a te căi pentru ceea ce exact, ai fost. Exact, și da. Există un cadru în care nu observi acele lucruri, în da, care ți se par normale, exact. Și acum ați venit într-un alt cadru în care vi se părea că exact lucrurile care vi se păreau normale, de fapt nu sunt normale și trebuia să da, vă pocăiți sau să ne pocăim, da, fiecare noi trebuie să ne pocăim față de atitudinea respectivă și de păcatele respective. Bineînțeles, pentru că păcatul în viața mea era la... Ajunsesem în, nu v-am spus acum că eram la un pas de divorț cu soția. Erau zile în șir când nu ne mai vorbeam unul altuia și vreau să uit de perioada aceea și mi-aduc aminte cu
cu tristețe de acele momente, dar vreau să vă spun că odată intervenind Dumnezeu în viața mea, m-a reabilitat și pe plan profesional, și pe plan familiar, și pe plan în relația cu oamenii, cu prietenii, cu... Deși am pierdut prieteni, am pierdut, de exemplu, mulți nu m-au înțeles și n-au înțeles ceea ce făcusem eu. Și ei vreau să rămân acolo, eu am vrut să ies de acolo, să nu mai mă duc la chefuri, să mai mă duc la tot felul de lucruri care lui Dumnezeu nu-i plac, auziți, băuturi. Știe, vecina dumneavoastră știe că v-ați pocăit. Da, bineînțeles. Păi imediat nu a durat mult timp și am sunat-o și... am sunat-o, dar nu înainte de a mă ruga lui Dumnezeu să-mi dea putere să pot să vorbesc cu ea, să-i spun să-mi cer scuze pentru tot disconfortul care le-am creat, pentru toate orele acelea târzii care le-a petrecut alături de mine, auzind muzica din casă, chefurile, distracția, vociferările care v-a erau. Iertat? Zice, acum nu știu dacă din bun simț sau zice, da, pe mine niciodată nu m-a deranjat sau mi-a spus ceva de genul, dar având în vedere că mi-a făcut o sezare la serviciu, deci da. Îmi dau seama că ce a avut în... Dar suntem, ne salutăm, vorbim, am fost la ea, deci avem o relație de și mai ales dacă vecină. Și dacă nu aud de boxele, înseamnă că... Da, păi l-a sunat pe tata și zice, domnul Teglaș, ce s-a întâmplat acolo la dumneavoastră? Nu mai aud strigătele, nu mai aud cântările, nu mai aud chefurile, nu mai aud nimic la dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Păi zice, s-a pocăit fiul meu. A avut o chemare și a dat curs chemării. Și tata, am admirat afirmația lui, că nu am știut că a avut o chemare și a dat curs chemării. Și ca să încheiem oarecum, să vă întreb și despre părinți. Ei au avut o reacție... Părinții, vreau să vă spun că la botez au venit, au fost invitați și ei, au fost invitați chiar și nașii de cununie din partea noastră și a venit. Tata mi-a spus un frate care sta lângă el că a fost cercetat și a plâns aproape tot programul, la tot botezul care... la care participase botezul nostru, toată perioada a plâns ca un copil, îl cercetase și pe el Dumnezeu, îl conștientiza de anumite lucruri, numai că el n-a dat curs acele cercetări și nu s-a lăsat copleșit de dragostea Domnului și de... Am înțeles că... Mama, în schimb, ea mi-a spus după aceea, după botez, zice, Aline, ceva s-a întâmplat în dreptul meu. Am simțit o cercetare, mi-a plăcut tot ceea ce s-a întâmplat acolo la voi. Cântările, predica, poeziile, mărturiile voastre când ați intrat în apa botezului, cum l-ați mărturisit pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus... Tot și vreau să... Ați intrat împreună cu soția, înțeleg. Da, am avut harul din partea Domnului să intrăm amândoi în apa botezului și să-L mărturisim pe Dumnezeu, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră ca Domn și Mântuitor personal. Domnul, am înțeles că v-a dat copii? Da, un băiat și o fată, un băiat de 12 ani. Am înțeles că tata a participat chiar la binecuvântarea copilului. Da. Înainte de binecuvântare le-am spus la mai mulți că o să aibă loc binecuvântarea fetiței în biserică și au venit, dar nu la cât mai așteptam. A venit mama și tata, el au zis că nu vine, că are cumva o stare din aia așa de plânse, de... Bineînțeles, îl cerceta Dumnezeu și el nu știa lucrul ăsta și zic, tată, e foarte bine când plângi pentru că te căiești, îți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu și așa, asta e pocăința, așa începe pocăința, cu căință, cu părere de rău pentru lucrurile care le-ai făcut și nu le plăcea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în momentul când... De el a spus că nu vine, nu? El a spus că nu vine și exact în momentul când... A luat fratele pe Sara în brață și a început binecuvântarea, am urcat o privire spre intrare în biserică și l-am văzut pe tata când a intrat și mi-a făcut cu mâna și plângea.
Deci Dumnezeu nu l-a lăsat să stea acolo, să stea acasă, și l-a adus și pe el să participe și el la binecuvântarea nepoatei lui. Deci timpul nostru a expirat și dacă ar fi să faceți o analiză a vieții care ați avut-o înainte și viața de acum, există ceva care, după care vă pare rău din viața trecută? Cu toată certitudinea și cu toată fermitatea vă spun că nu, îmi pare rău de ceea ce am făcut și nu i-a plăcut lui Dumnezeu. De lucrurile îmi pare foarte rău. Și îmi pare rău încă de un lucru, că nu m-am pocăit mai repede. Și dar știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut un plan cu mine și mă bucur că m-a inclus și pe mine în planul lui și vreau să rămân în planul lui și nu vreau să mă bat de la calea aceasta, calea pocăinței, calea care duce spre cer, și vreau să rămân credincios lui până la capătul vieții și vreau să-l slujesc și vreau să lupt și vreau în continuare să lupt lupta cea bună a credinței. Credința aceea dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Și am nevoie de el în fiecare clipă a vieții mele, pentru că fără el nu pot să fac nimica, nu putem face nimic. Trebuie să fim ca o mlădiță într-o viță, așa cum zicea Domnul Iisus Hristos în Sfânta Scriptură. Că voi sunteți mlădițele, eu sunt vița. Și dacă nu sunteți în mine, nu puteți face nimic. Fără mine nu puteți face nimic. Și atunci vreau să rămân cu el. Și vreau să slujesc. Acum, în măsura în care cu frații poliții, jandarmi, care s-au pocăit și mergem în slujire, mergem în țară, mergem în slujire și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne deschide uși, ne deschide ușe pentru cuvânt, și cu cât stăm aproape de el și îl slujim, cu atâta și Dumnezeu lucrează în viețile noastre, lucrează în viețile celor din lângă noi, pentru care ne rugăm și mijlocim pentru ei, pentru cei care încă nu-l cunosc și care încă rătăcesc pe căile lumii acestea. Și îmi doresc foarte mult, îmi doresc ca să nu-l supăr. Asta e primul meu gând. Să nu-l supăr pe Dumnezeu. Acum lupte sunt, războaie sunt și fiecare trecem. Dar ceea ce este important, să rămânem aproape de Domnul și să înaintăm pe calea aceasta pe care ne-a pus, pe calea pocăinței, calea mântuirii.